Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem aloa de cozonac cu cacao. Ingredientele sunt pentru un singur cozonac și o să avem nevoie de următoarele cantități. 35 de grame de cacao, 500 de grame de făină, 250 de grame de lapte, 3 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 4 grame de sare, 100 de grame de unt, 7 grame de drojdie uscată, coajă de lămâie, rom. Într-un vas o să punem toate ingredientele, unul câte unul, și o să le amestecăm pe toate cu o lingură de lemn. Aluatul nostru este gata. O să acoperim aluatul cu folie de plastic, cu folie alimentară și o să-l dăm la frigider pentru toată noaptea sau pentru 10-12 ore. Este bine de făcut seara, a doua zi îl scoateți din frigider și îl lăsați la temperatura camerei până când își dublează volumul. După ce și-a dublat volumul, o să presurăm puțină făină pe masa noastră de lucru, unde o să punem aluatul nostru și o să-l împăturim de câteva ori. Apoi o să-l împărțim în două, după care o să întindem două foi pe care o să le umplem cu cremă, cu umplutură de care ne place, cu rahat, cu cacao, cu ciocolată, cu ce vrem. Aluatul nostru este pentru un singur cozonac. După ce am umplut cu cremă, o să împletim, o să punem în tavă tapetată cu unt sau cu hârtie de copt și o să lăsăm la crescut. Sper să vă placă această rețetă, eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă urez multă sănătate și ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!